Pompierii mehedințeni din nou la datorie. Astăzi, pe raza județului Mehedinți, pompierii au intervenit pentru două incidente. Aceștia au acționat prompt pentru salvarea unei victime dintr-un accident rutier, cât și pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. În această dimineață, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță smurt pentru salvarea victimei unui accident rutier produs pe DN67 în localitatea Puținei din comuna Izvorul Bârzii. Pompierii au extras victima în stare de inconștiență și au predat-o unui echipaj SAJ. După acordarea îngrijirilor medicale, femeia a fost transportată la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. În această dimineață, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță smurt pentru salvarea victimei unui accident rutier produs pe drumul național 67 pe raza localității Puținei. De asemenea, un echipaj de pompieri din cadrul stației Vânjumare a intervenit cu o autospecială de lucru cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe raza localității Bălăcița. Pompierii au stins în scurt timp incendiul care a cuprins întregul autoturism. Cauza probabilă de izbucnire a acestui incendiu este în curs de stabilire.